Vin vești bune de la Spitalul General CFS Imeria. Conducerea unității spune că aici există și aparatură performantă și sunt planuri mari pentru dezvoltarea acestei instituții. Pe lângă celelalte secții, spitalul se mândrește și cu cabinetul de ginecologie din cadrul ambulatoriului. Pacientele care ajung în cabinetul de ginecologie din cadrul ambulatoriului Spitalului CFS Imeria beneficiază de aparatură performantă. Aici se fac controle de diagnostic și anumite tratamente. Avem un ecograf foarte performant de care sunt tare mulțumită. Avem colposcop pe care o să-l folosim de anul ăsta când o să iasă toate actele. Consulturile noastre pot să includă și recoltare de secreții vaginale, bacteriene și fungice și oferim și servicii de analize medicale, de dozări hormonale în cadrul consultațiilor și al internărilor de zi. Facem consulturi interdisciplinare la graviduțe care au nevoie, de exemplu, de un consult cardiologic sau de alte investigații la noi aici în ambulator. Consulturi anuale, consulturi de prevenție și de diagnostic al bolilor ginecologice. Ne ocupăm și cu tratamente care se pot efectua în ambulator și în principal, una din activitățile noastre cele mai frecvente aici în cabinet este screening-ul de cancer de col uterin, adică facem multe examene Băpeș Papa Nicolau și genotipare de HPV se poate face în cabinet atunci când e nevoie și de anul ăsta eliberăm și rețete de vaccin. Medicul Iulia Lazar spune că este foarte important să se pună accent și pe prevenție, cu atât mai mult cu cât infecția cu HPV este cea mai frecvent întâlnită, iar cancerul de col uterin afectează foarte multe femei, lucru îngrijorător. Cu infecția cu HPV, care este o cea mai frecventă infecție cu transmitere sexuală și cea mai ușor prevenibilă prin vaccin, este practic unul din puținele vaccinuri care previne un cancer, ceea ce e foarte mare lucru. Este foarte eficient atunci când vaccinăm fetele tinere până în 18 ani. La noi, fetele între 11 și 18 ani sunt incluse în programul național de vaccinare și au cele 2 sau 3 doze în funcție de vârstă gratuite. Dar de anul acesta se poate elibera rețetă și pentru fetele peste 18 ani până la 45 de ani cu compensare de 50%. Managerul interimar Andrei Bolojan spune că își dorește ca spitalul să se dezvolte și are planuri în acest sens. Mai mult decât atât, acesta spune că, deși este un spital mic, sunt medici care își doresc să vină să lucreze aici. Este un spital micuț, cu potențial extraordinar, care va fi în curs de dezvoltare. Este deja și va fi și pe viitor. Mai exact, ce proiecte vreți să dezvoltați aici? Proiectele sunt de anvergură, zic eu, pentru un spital de categoria asta. Prima problemă pe care o avem în momentul de față este lipsa de spații, ceea ce implică scrierea unui proiect pe fonduri europene pentru a realiza o clădire nouă cu toate dotările necesare. Vor trebui implementate noi structuri în organigram, vor trebui relocate noi cabinete, astfel încât noi colegi, medici care vor dori să vină, să aibă unde să desfășoare activitatea în condiții cât mai bune. Sunt multe spitale care se vaită că nu au medici. La spitalul din Imeria, fiind un orașel mic până la urmă, vor medicii să vină sau nu? Să știți că în decursul unui an a fost destul de dificil să atragem medici, dar ne bucură faptul că în ultima perioadă avem tot mai multe solicitări pe specialități care sunt destul de greu de găsit în momentul de față pe piața națională. Conducerea spitalului spune că își dorește ca toți pacienții care ajung la acest spital să fie mulțumiți, atât de condiții dotări, precum și de servicii medicale de calitate, pentru că sănătatea și viața oamenilor sunt cele mai importante.